fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Eckhart, un celebru speaker internațional cu multe conferințe ținute la TED Talks. Și de asemenea, neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare, de Daniel Siegel. Alături de noi avem ca invitați Andreea Puiu, profesor, doctor, psiholog, de asemenea dezvoltator al unor programe foarte frumoase, Pedagogia Fericirii și Cartea de pe Catedră, Cătălin Stoica, coach, trainer, public speaker, profiler, fondator Academia proiectului Academia de Bine, Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ și pozitivist, sunt alături de noi la acest prim eveniment la standul editurii Herald astăzi, duminică 5 iunie. În volumul Avantajul Fericirii, prima carte pe care o lansăm astăzi, o carte care a inspirat unul dintre cele mai populare, cele mai celebre, am putea spune, discursuri, marca TED Talks ținute vreodată, Sean Eckhart, autorul cărții, dezvăluie în detaliu felul în care reconfigurarea creierului uman pentru a găsi calea către fericire ne facilitează reușita atât în carieră, cât și în viața personală. Cartea de față este rezultatul unor îndelungi cercetări din domeniul neuroștiinței și psihologiei pozitive, menite să dea viață unei așa zise științe a fericirii și de asemenea rodul unei bogate experiențe de lucru cu studenții de la Harvard, acolo unde Sean Eckhart predă, și ulterior, bineînțeles, cu managerii și angajații unor faimoase companii listate în prestigioasa revistă economică Fortune. Andreea, ce relație există între fericire și succes? Poate că tema centrală a acestei cărți, relația aceasta de, aș spune, de interdependență între fericire și succes, și cum îi putem învăța pe copii, din perspectiva proiectelor la care tu lucrezi, să înțeleagă valorile autentice ale fericirii. Mărturisesc faptul că este Avantajul Fericirii, alături de Cartea Familiei, care merită mai mult, pe care o vom lansa după acest eveniment, sunt două din cărțile care te-au marcat foarte mult în ultimul timp, despre care noi am mai povestit și tu ai anunțat comunitatea ta despre apariția acestor două cărți. Într-adevăr, Sorin, noi la un moment dat dezvoltăm o anumită istorie cu o carte și poate să ne influențeze foarte mult atât activitatea, cât și alegerile pe care le facem și întâlnirile pe care le avem. Bineînțeles că îmi doresc ca aceste două cărți pe care tu le-ai spus, Avantajul Fericirii și Cartea Familiei, care merită mai mult, să ajungă mâini de profesori și mâini de părinți, tocmai pentru a ști ce pot să facă mai bine. Pentru că până la urmă este foarte important ca noi tot ceea ce facem să ne bazăm pe o informație proaspătă. Pentru că teoriile asupra familiei și asupra fericirii se pot schimba pe baza ultimelor descoperiri în neuroștiință. Și așa cum spui și tu, am făcut într-adevăr foarte multe programe cu copiii și am putut să văd că până la urmă în fiecare proiect există o anumită limită. Iar aceste cărți ne prezintă cumva cadrul în care noi ne putem desfășura și terenul de joacă pe care noi îl putem avea în privința fericirii. Ceea ce aș vrea să le spun tuturor cititorilor de aici, pentru că am văzut numai ochi de cititori și nerăbdarea aceea de a deschide o carte și de a te întâlni cu conținutul ei, este că fericirea este o aptitudine și că sunt foarte multe lucruri pe care noi le putem face, în primul rând în viața noastră, indiferent ce vârstă avem, dar și în viața copiilor noștri de la vârste cât mai mici, astfel încât să dezvoltăm acest mușchi al fericirii și să conectăm fericirea la valorile autentice ale familiei noastre, ale școlii în care copilul se dezvoltă, da? Pentru că dacă ar fi să punem o întrebare așa de nota 10, dar 9-ul 10 pe care noi îl propunem al neuroștiinței, al fericirii, care sunt valorile familiei dumneavoastră, primele trei pe care le antrenați de la micul dejun, da? Deci lângă farfurie cumva, trebuie să știm că trebuie să
punem un curcubeu, un adevărat curcubeu, atât în mintea copilului ca diversitate, cât și un curcubeu în farfurie, pentru că există o mare nutriție a minții și o mare legătură între nutriție și fericire. Valorile pe care, doar două valori se pot să spun acum, pentru că fericirea are un adevărat catalog al valorilor și al comportamentelor, este compasiunea de sine. Noi ca părinți să-l arătăm copiilor cum ne tratăm într-un mod fericit, într-un mod în care ne oferim oportunități și în care punem în acțiune creierul afirmativ, de care spune și Siegel, că e foarte important să învățăm pe copii, așa cum le spunem pe stradă, treci la culoarea verde, și în mintea noastră există aceste spații, aceste zone, zona verde, zona roșie, cum trebuie să ne oprim, deci compasiunea de sine, cum ne tratăm pe noi, cum ajunge copilul să își integreze anumite valori din familie, valori sănătoase. Și, bineînțeles, mai este partea de responsabilitate. Fericirea înseamnă foarte multă responsabilitate și înțelegerea faptului că există mai multe tipuri de zâmbete, așa cum este și în avantajul fericirii, nu doar zâmbetul pe care îl vedem, ci zâmbetul sincer, care ne transformă și privirea, și zâmbetele din minte. Și atunci eu am adevărate strategii în clasă construite pe aceste informații, pentru că marea întrebare în aceste proiecte este, ok, ai aflat o informație, ce faci cu ea? Cum îți îmbunătățește viața? Pentru că dacă ajungem să fim doar o bibliotecă, să nu fim o bibliotecă vie, atunci, până la urmă, scorul fericirii noastre este foarte scăzut. Deci, ca să-ți răspund la ceea ce ai spus tu, succesul, cumva, urmează fericirii și fericirea este prioritatea noastră și chiar se spune în avantajul fericirii că succesul gravitează în jurul fericirii și nu invers. Așadar, atunci când vorbim de fericire, e important să învățăm pe copii, dar și pe părinți, pentru că ei acționează simultan, este un sistem al familiei, de succesul interior. Mulțumim foarte mult, Andreea. Singura mare diferență dintre oamenii de succes și cei care nu au, ori încetează să mai aibă succes, este felul în care se raportează la problemele apărute. Adesea ne gândim la succes în termen de carieră sau situație financiară. Cei mai mulți dintre noi credem că am fi mai fericiți dacă am avea mai mulți bani sau un loc de muncă mai bun. Citatul este al lui Cătălin. Deci am vrut să-ți fac o surpriză și am început cu acest citat pe care tu l-ai dat. Și aș vrea să te întreb, de ce fericirea este cea care generează, care determină, care garantează succesul și nu invers? Așa cum spunea și Andreea mai devreme, fericirea este un mușchi. Fericirea se antrenează în fiecare zi, iar după cum scrie Sean în cartea lui, suntem programați pentru fericire. Eu personal aș zice că suntem deopotrivă programați pentru fericire și pentru nefericire. Cu 200-300 de mii de ani în urmă, omul avea deja forma de astăzi, dar era încă un vânător și un vânat deopotrivă. Ieșea din grotă și trebuia să se păzească să nu fie mâncat, să nu fie vânat, așa cum el își dorea să vâneze pentru familia lui. Și toate aceste frici fizice reale de atunci s-au păstrat, din păcate, și s-au transformat în frici sociale. Mi-e rușine că dacă or să râdă de mine, dacă or să mă respingă, dacă or să mă izoleze. Însă suntem deopotrivă foarte, foarte programați biologic pentru fericire. Adică ne naștem dorindu-ne să evoluăm. Și nu într-un mod cognitiv, nu într-un mod rațional, că până pe la 6-7 ani când copilul intră în sistemul de educație formală, nu are conștiință. Adică el nu gândește efectiv, el doar preia niște gânduri pe care le interpretează în felul său foarte, foarte potrivit vârstei, să zicem. Și atunci, dacă ne gândim la fericire ca la un mușchi, ne gândim și la valorile de care vorbește Andreea. Am mers să, la un moment dat, lucram cu o companie multinațională și în biroul numărului 2 din acea companie pe România, o doamnă foarte distinsă, foarte ok, un lider, am văzut multe citate din astea, multe postere, să zicem, pe pereți și nu doar în biroul dumneiei, ci prin companie. Am văzut afișate valorile companiei, cultura organizațională de care se tot vorbește. Și am întrebat, m-am uitat, am văzut care erau cele 4, 5, 6 valori și am zis, sunt valorile companiei? Da, bineînțeles. Le aplici? Da, normal. Spune-mi, te rog, 3 lucruri pe care le-ai făcut astăzi cu angajații tăi, cu oamenii de lângă tine
și care atestă că, uite, valoarea asta a fost pusă în practică, iar oamenii învață din asta mult mai ușor decât din, știi, trebuie să aplici. Nu, nu, trebuie să te vadă pe tine, liderul, ca după aceea să aplice și el. Din păcate nu mi-a putut spune. Pentru că e ușor să spunem, da, eu fac asta, eu da, da, eu le știu. Am citit cartea lui Siegel, am citit cartea lui Eckhart. Nu e suficient. Oamenii te vor lângă ei pentru ce faci, cu ce știi, nu pentru ce știi. Întotdeauna oamenii te vor vrea lângă ei pentru abilitatea de a fi fericit, nu pentru dorința de a fi fericit. Și pornește totul din familie, de la școală, acolo unde există în permanență o relație de leadership între părinți și copii, între profesori și copii. Cum anume stimulăm valorile? Zilele trecute am fost la Timișoara și la Reșița, întâlnindu-mă foarte așa la foc automat cu copii de clase, de la clase de pitici primare până la adolescenți de liceu și cu studenți, cu profesori de asemenea, și vorbim inclusiv despre valori. Hai să vedem, nu doar ce valori ne-ar plăcea să avem, nu doar ce valori spunem că avem, ce valori avem pe bune. Iubirea, păi pentru mine iubirea este, nu auzim deseori, iubirea necondiționată. Pentru mine este o valoare, pentru mine personal, este o valoare foarte importantă. Dar când stau și mă privesc zilnic în oglindă, îmi dau seama că îmi vine foarte greu să iubesc constant, necondiționat. Te iubesc când sunt de acord cu tine, te iubesc când faci ce-mi zici, ce zic eu, te iubesc când lucrurile merg bine. Dar atunci când ceva se strică, te mai pot iubi la fel de mult? Ce presupune asta, de exemplu, în relația cu copilul, elevul sau copilul din familie? Păi presupune că atunci când apare o disonanță, apare, nu știu, o greșeală, face o greșeală, în loc să-l pedepsesc, nu când eram copil și veneam acasă la școală, luam un 4. De ce? Ce m-ar fi ajutat cel mai tare să mă ridic? Să mi se spună, ce ai făcut, mă, iar ai luat 4? Băi, dar nu ești în stare, mă, și tu mereu ți-am zis. Sau să mi se spună, da, ai luat 4, nu e o notă îmbucurătoare, dar uite, te pot ajuta să îmbunătățești nota? Ce ai putea face data viitoare sau ce ai putea face de mâine astfel încât să-ți crești media, să iei o notă mai bună? Că se mai întâmplă să iei și 4? E, chestia asta cât de des se întâmplă? Cât de des eu niciodată copiilor, niciodată în fața lor, n-o să rostesc cuvântul greșit. Chiar dacă îmi dau un răspuns nepotrivit la întrebare, nu o să mă audă spunând greșit, nu e adevărat, nu e așa. Dacă simt că răspunsul nu este cel potrivit, întreb. Și dacă ai mai avea un răspuns, care ar fi el? Și dacă ar mai fi o idee, care ar fi ea? Dacă ar fi ceva mai potrivit de atât, care ar fi? Iar dacă el spune nu știu, stă pe gânduri, mă apropii de el, îl iau cumva în brațe sau îi pun mâna pe umăr și zic, cine ne poate ajuta? Pe noi ne poate ajuta. Adică fac cumva front comun cu el. Ok, n-a știut, nu. Cine ne poate ajuta să înțelegem mai bine situația asta? Într-un alt context, e o replică pe care am învățat-o de la o doamnă profesoară dintr-un workshop pe care l-am susținut. Când răspunsul primit nu este cel potrivit, zic că ăsta e răspunsul corect la o altă întrebare. Hai să vedem. Mai găsim unul? Stârnește un pic de zâmbet, adică îi relaxează creierul ăsta reflexiv și emoțional deopotrivă, îl ajută să-și creeze ceea ce numim în psihologie siguranță psihologică și în mediul organizațional, siguranță psihologică. De ce? Pentru că ăsta și ăsta nu funcționează la parametri înalți în același timp. Ori, ăsta e pe apărare, pe supraviețuire, ăsta e pe gândire, pe creativitate. Ca ăsta să poată gândi că e un creier lent, o minte lentă, nu cum zice și Daniel Kahneman, da? gândirea lentă, ăsta are nevoie de timp. Ăsta e reflexiv, ăsta e intuitiv, imediat sare cu răspunsul sau cu reflexul, nu? Să învăț să-l pun pe stand-by, să-l liniștesc pe ăsta, stai că nu-i pericol, stai cu minte, uite, stai acolo, stai că uite, nu te dau la o parte. Și în momentul acela, învățându-l pe ăsta să se relaxeze, ăsta poate gândi suficient de mult și de bine, astfel încât să dea niște soluții reale și constructive. Consider într-adevăr că fericirea se învață în fiecare zi, pornind de la lucrurile cele mai mărunte, și
există întrebare, cum o fac, ce fac? Și dacă venim cu idei de genul, cu inițiativă de genul meditație, a, dar eu nu sunt potrivit pentru așa ceva. Și eu am crezut la fel. Cu mulți ani în urmă credeam că meditația e pentru budiștii tibetani, vă spun sincer. Adică am încercat într-o perioadă, după ce am citit-o prin niște cărți, și am zis, băi frate, cum să fiu atent la respirația mea, să nu mă gândesc la altceva. Că mintea imediat zboară în altă parte. Deci nu, gata, mi-am dat răspunsul. Nu e pentru mine, e pentru budiștii tibetani, pentru călugări, deci n-am eu ce să fac cu asta. Sau rugăciunea, sau lucruri mărunte, activități mărunte, interacțiuni cu oamenii. Pentru că relaționarea în sine generează fericire, o relaționare de calitate. Putem într-adevăr să antrenăm în fiecare zi fericirea, pentru că succesul este un efect. Da, alimentează la rândul său fericirea, dar pe principiul oul sau găina, eu cred că fericirea a fost prima. Mulțumim mult, Cătălin. Sabina, făcând legătura, pentru că în mod special am asociat cele două cărți pe care le lansăm astăzi, Avantajul fericirii a lui Sean Eckhart și Neuroștiința fericirii, Daniel Siegel. Daniel Siegel, de altfel, un autor pe care deopotrivă îl iubiți toți trei și mă bucur asta foarte mult. Făcând legătura între cele două titluri, cum ne ajută psihologia și mai ales psihologia pozitivistă să ne reeducăm mintea, să ne maximizăm potențialul creierului pentru a ne regăsi sensul și fericirea în viață? Mie îmi plac, întrebările tale îmi plac întotdeauna, da? Că sună așa, știi, încep ca și cum e ceva foarte simplu, cum ne ajută și după aia sensul și fericirea în viață. E așa o presiune. Da, sunt foarte frumoase ambele cărți și cred că și asocierea lor mi se pare foarte potrivită, pentru că cumva când a scris Eckhart cartea, el s-a bazat pe tot ce a experimentat el la Harvard și plecând tot de la o experiență personală a lui cu fericirea, da? Când a ajuns să obțină, să intre de fapt la Harvard și a zis gata, aici o să toată lumea, o să văd numai oameni fericiți, super recunoscători că sunt aici, și a descoperit că de fapt nu, odată ce au atins sensul ăsta, ăsta era sensul, nu? Să intri la Harvard, da? au ajuns la Harvard. Două săptămâni după ce erau acolo, era un alt obiectiv, și mai important, și mai... Și a zis, ok, stați așa, că ceva nu funcționează. Și a început să studieze psihologia pozitivă, care cumva foarte multă vreme a fost respinsă de mulți dintre psihologi ca fiind acest bla-bla al psihologiei, pentru că nu putem să vedem lucrurile numai pozitiv. Nu e totul roz, nu se întâmplă numai lucruri bune, viața ni se întâmplă, iar viața se întâmplă și cu lucruri bune și cu lucruri rele, sau, mă rog, cu absolut de toate. Și neuroștiința a venit și să-l susțină cumva pe Eckhart, spunând, da, însă creierul ăsta asertiv, de care spunea mai devreme Andreea, da, poate să fie antrenat. Noi putem, contează foarte mult, unde anume ne uităm. Și psihologia pozitivă spune, nu că totul este bine, ci având în vedere ce se întâmplă, viața este așa cum este, care sunt resursele noastre? Da? Pleacă de la ideea că noi suntem responsabili și alegerile pe care le facem ne direcționează și spre scopurile noastre și spre tot ceea ce avem de făcut, și că noi, de fapt, avem tendința să ne focusăm foarte mult pe fricile alea ancestrale de care vorba Cătălin, de aoleu, ce o să fie, ce o să zică lumea, ce o să se întâmple, cum o să... nu știu, cum o să fiu eu dacă nu o să ajung să fac, și nu mă uit la, ok, dar eu ce resurse am, cu ce pot, nu știu, ce pot să fac, pe cine pot să întreb. Apropo, mi-a plăcut foarte mult treaba asta, știi, noi cu cine ne poate ajuta. Ideea asta de a taxa mereu pe a întreba și pe a găsi sensul ăsta nu e, stau pe canapea și mă gândesc așa, cine ar putea să, poate mă ajute și pe mine cineva. Da? Și multă lume se gândește la asta, că ideea de psihologie pozitivă este atâta timp cât o să fie bine, eu o să fiu bine. Dacă o să am jobul ăla, o să fiu bine. Dar nu o să fim bine pentru că ceva exterior este bine. Da? Fericirea este starea sau atitudinea, de fapt. Este vorba despre o atitudine. Și Eckhart spune că, mi-a plăcut foarte mult, știi că mai vorbim noi despre definiția fericirii, că fericirea nu este doar despre plăcere. Foarte multă lume asociază ideea asta de a fi fericit
va avea foarte multă plăcere, adică îți place jobul tău, îți place familia ta, îți plac toate lucrurile. În schimb, el spune că definiția fericirii în psihologia pozitivă este o combinație din trei elemente, și anume e plăcere, dar nu este suficient, e nevoie de angajament, adică ți-asumi niște lucruri și de sens. Are un sens să faci ceva. De asta sunt lucruri pe care le putem face, care necesită foarte mult efort și foarte multe resurse, și cu toate astea ne simțim bucuroși și făcând lucrul ăsta, nu doar că am obținut un job sau faptul că are un sens să fac ceva cu resursele pe care le am și că consider că și am control asupra lor. De altfel, apropo de sens și de fericire, sunt foarte multe persoane care dau sens propriei vieți prin a ajuta pe alții și efectiv asta îi face fericiți și a fi cumva în folosul comunității. De a-și lua, cum spunea Sabina, de a-și lua de acolo sursa de energie și de fericire. Și pentru că tu ai atins puțin mai devreme un punct sensibil, cum că nu este obligatoriu și nu este nici politically correct să afișez tot timpul fericirea. Eu sunt tot timpul fericit, că nu asta de fapt este ideea. Eu n-am spus asta. Nu. Eu spun asta și nu am spus-o. Am spus-o ca o întrebare retorică. De ce de cele mai multe ori se confundă psihologia pozitivă cu gândirea pozitivă și care sunt diferențele dintre ele? Păi, în primul rând se confundă pentru că suntem mai... Noi suntem ca oameni mai puțin curioși, din păcate, decât judecăm. Oamenii întâi judecă și după aia își pun niște întrebări, când ar fi foarte frumos să zicem: a, ce interesant, ia uite lucrul ăsta, ia să vedem unde ne duce. Și atunci oamenii aud un cuvânt și îl asociază cu experiența lor. Gândire pozitivă, psihologie pozitivă, a, ăștia sunt ăia care spun să facem totul e bine, tot timpul e bine. Dar psihologia pozitivă pleacă de la ideea asta că există și bine și rău, da? Dar atenția este cea, când vorbim de atitudine și de creierul pozitiv versus creierul negativ sau, mă rog, este ce antrenăm în fiecare zi. Unde este atenția noastră, practic acolo vor fi resursele noastre și acolo vor fi eforturile noastre. Dacă gândirea pozitivă spune atâta timp cât gândești într-un anumit fel, tot o să fie minunat, da? Astea sunt afirmații, dacă îți repeți fiecare zi, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, totul o să meargă minunat. Psihologia pozitivă spune, stați așa, că viața nu e așa. Tu poți să crezi că totul este minunat și totuși viața să-ți arată că nu este minunat, da? Și atunci, psihologia pozitivă pleacă de la ideea că iei viața așa cum este și te uiți cumva această responsabilitate pe care noi o avem, de care vorbea și Andreea. Noi suntem responsabili, suntem liberi să alegem unde ne ducem atenția, da? Și asta, dacă suntem curioși sau suntem oameni care judecă, este și asta o alegere, da? Într-adevăr, fiecare vine cu niște experiențe, majoritatea oamenilor care ajung să judece mai mult decât sunt curioși au învățat că lumea este un loc care este mai degrabă periculos decât sigur și atunci e foarte important întâi să se creeze un pic de siguranță ca să poți să explorezi și să te întrebi niște lucruri, dar cumva ideea asta de a-ți antrena atenția și, și resursele și creierul ăsta, da, apropo de ce spune Siegel, dacă noi putem să ne, prin ceea ce facem, prin cum ne comportăm, prin toate atitudinile noastre, putem să ne creăm o bază de siguranță în noi, noi să fim bine. Asta înseamnă psihologie pozitivă, da? Chiar Aiken spune la un moment dat, nu știu dacă l-ați văzut, că a avut un podcast la un moment dat în care povestește cât de greu i-a fost lui după ce a scris cartea asta, când a avut o problemă de sănătate și cu adevărat s-a confruntat el cu ce, știi, să spui, e ușor să spui, hai să fim fericiți, până în momentul în care tu treci printr-o situație care spui, aolo, e chiar pe bună, adică e despre mine, e viața mea. Și spune cât de mult l-a ajutat pe el faptul că a aplicat propriile lui, adică s-a adus și a aplicat propriile lui strategii în încercarea de a se uita la resursele proprii, da? Nu doar a gândi că totul e bine pentru că eu îmi doresc asta, ci s-ar putea să nu fie bine chiar dacă eu îmi doresc asta, dar ce pot să controlez este atitudinea și atenția pe care le dau lucrurilor respectiv. Mulțumim, Sabina. Andreea,
În cartea lui Sean Ecor, Avantajul Fericirii, el semnalează 7 principii esențiale ale fericirii, foarte ușor de aplicat în viața noastră de zi cu zi și poate că unii dintre noi chiar le aplicăm fără să ne dăm seama. Și le-aș aminti foarte pe scurt. Pârghia sau punctul de sprijin, efectul Tetris, cercul lui Zoro, de a face lucrurile cu pași mărunți, step by step, da? De a ne stabili obiective mici și realizabile și abia apoi să trecem la cele poate mai greu de îndeplinit. Regula celor 20 de secunde. Investiția socială, iarăși un lucru foarte important despre care vorbește Sean Ecor. Cu care dintre aceste principii ai rezonat mai mult? Eu cred că toate sunt importante. Fiecare reprezintă cumva o literă alfabetului emoțional și atunci le poți aplica în funcție de situație. Pentru că noi trebuie să învățăm că de multe ori nu partenerul ne cere un anumit lucru, nu copilul, nu noi ne cerem anumite lucruri, ci situația impune o anumită conduită, un anumit comportament. Și așa cum spunea și colega mea, ideea este că de multe ori noi încercăm să avem un anumit discurs încât să ne simțim mai bine, dar nu neapărat să fim mai bine cu adevărat. Adică pur și simplu noi spunem, da, o să reușesc, o să trec peste, dar de fapt dacă nu faci niciun pas, până la urmă nu poți să traversezi situația respectivă. Și asta încercăm să învățăm și pe copii. Cum să aplice cercul lui Zoro, adică cum să trăiască cu adevărat curajul în viața lor, făcând pași mici, învățându-i chiar ei să dea note unei situații. Cum trecem de la starea de 4 pe care o simțim în viața noastră la starea de 5? De multe ori trebuie să facem 2-3 acțiuni, da? Și atunci copiii sunt învățați. Uite, modul în care te-ai comportat acum arată că dai dovadă de curaj. Adică învățăm pe copii să caute dovezi ale competenței lor, ale modului în care își trăiesc propria fericire, pentru că noi putem să le impunem, uite, așa trebuie să faci. Și apare acest trebuie, care este și un sabotor și este o tiranie, așa cum se spune și în cartea Familie care merită mai mult. Și atunci, atât cercul lui Zoro, cu și cele 20 de secunde, copiii uneori intră în panică. A, n-am timp să fac, să-mi fac ghiozdanul, să vorbesc din nou cu prietenul meu, să rezolvăm situația. Și atunci trebuie să le arătăm, ok, tu cu 20 de secunde poți să faci lucruri foarte valoroase. Hai să vedem, 20 de secunde ce înseamnă în viața ta? Pentru că, de exemplu, se spune că o stare o putem schimba în 7 secunde. Dar noi nu oferim nici acele 7 secunde ca să trecem la emoție la alta. Apoi depinde cum tratăm emoțiile pe care le avem, pentru că fericirea înseamnă să avem grijă de fiecare emoție, chiar și de furie, furia care este un motor extraordinar care ne poate face să aducem dreptatea în viața noastră, da? Deci învățăm pe copii, așa cum apare în literatura de specialitate, că fiecare emoție este un erou interior. Cum să vedem noi furia ca un erou interior? Păi vedem de fapt ce ne spune, este expresia unui lucru din viața noastră. Și toate părțile din noi ar trebui să fie valoroase și să fie onorate. Și atunci, bineînțeles, că aplicăm și principiul de 20 de secunde și cercul lui Zoro și efectul Tetris, pentru că există foarte multe efecte ale fericirii. Se spune că noi avem acest mindset al fericirii, un mindset care ne ajută să înțelegem că nu a fi perfect este viziunea, nu este fereastra spre lumea a fi perfect, ci a ne perfecționa, așa cum apare și în filosofia lui Carol Dweck. Și atunci, noi ca profesori și ca părinți trebuie să fim informați asupra beneficiilor fericirii, pentru că unii oameni chiar se tem de fericire. A, e prea fericit copilul, nu o să mai învețe la școală. Nu este în felul acesta. Noi, în ghiozdan, trebuie să-i punem foarte multă speranță, ambiția cumva de a se vedea pe sine, nu ambiția de a deveni primul. Și până la urmă, copiii trebuie să învețe că și locul 2 este valoros, că și ultima treaptă la care ajungem spune ceva, dar e foarte importantă prima treaptă când am intrat în jocul acțiunii. Pentru că de foarte multe ori cineva spune, dar de fapt n-ai reușit. Ok, nu ai reușit, dar până acolo, oare ce s-a întâmplat cu tine în drumul spre ceea ce-ți dorești? Poate că ai avut dreptul să te răzgândești, visul acela pe care tu l-ai pus pe prima treaptă nu te mai reprezintă, ai anumite lucruri pe care l-ai înțeles. Și atunci, de foarte multe ori, noi nu ne dăm timp să gândim, deci nu aplicăm nici forța pauzei în viața noastră. Fericirea se bazează pe pauze, pe când noi mergem foarte mult pe a trece dincolo de limitele noastre, dar nu într-un mod politicos față de noi. Și lucrurile acestea se văd, pentru că principiile acestea, zi de zi, de la prima oră a dimineții, pot să transforme o zi și să ne aducă o zi în care noi să fim învățați ceva despre noi.
chiar și noi ca profesori, chiar și noi, cumva să nu fie acea autoritate a rolului, pentru că și în cartea familiei se vorbește de dependența de rol. Ok, suntem părinți și noi trebuie cumva să-i arătăm copilului că noi știm absolut toată povestea lumii, pe când noi o putem descoperi împreună, da? Și atunci toate aceste principii ne învață cum să rezolvăm lucrurile împreună și nu de a lăsa pe cineva cumva să se simtă izolat sau să nu se simtă vizibil. Dar aceste principii trebuie să fie ingredientul fiecarei zile și să nu fie doar, cum să zic, bilețelul de pe frigider, lăsăm acolo, uităm, nu mai reevaluăm lucrurile din viața noastră. Cumva trebuie să reactualizăm ce înseamnă rolul de mamă acum, la, nu știu, 40 de ani, 50 de ani, ce înseamnă pentru mine succesul la această vârstă, care e relația dintre sănătate și fericire, pentru că, de fapt, noi facem aceste eforturi pentru fericire tocmai pentru această sănătate fizică și mentală. Și să nu uităm că fericirea reprezintă spațiul în care ne dezvoltăm, reprezintă spațiul nostru interior, reprezintă spațiul dintre noi, pentru că acum psihologic se vorbește foarte mult de spațiul dintre oameni. Cum umplem acest spațiu și cum să nu îl umplem prea mult cu noi și să lăsăm cumva aceste expresii de care spuneam, expresiile de sine, care se întâlnesc cumva și în lucruri care poate până la urmă nu ne ies cum ne dorim, pentru că dacă avem o fericire continuă, se spune că e fericire patologică și că nu are rost să avem niște așteptări nerealiste în privința fericirii noastre. De asta fericirea a ajuns să fie ca, eu știu, un și copiii ajung să fie ca un fel de suport de marketing. Adică, da, copilul meu e fericit, suntem fericiți și așa mai departe, surprins doar în poze, deci doar în anumite momente. Fericirea uneori implică foarte multă murdărie de modelare, automodelare, autoreglare, da? Deci atunci cred că e foarte important să vedem ca NLP, de fapt despre ce vorbim, despre ce fericire vorbim, că dacă vrei să vorbim doar despre fericirea de la Disneyland sau din vacanțe, da, e posibil să o înfăptuim, dar ce înseamnă, de fapt, a înțelege ce înseamnă perseverența, ce înseamnă să nu folosești o minge cu țepi, așa cum apare pentru copii în momentul în care ei în loc să rezolve, să vadă ce se întâmplă, să aleagă o strategie de rezolvare, ei se răzbună, spre exemplu. Și atunci cu copiii putem vorbi prin metafore. Uite, nu folosim mingea cu țepe acum, folosim, nu știu, eșarfa comunicării și așa mai departe. Mulțumim foarte mult, Andreea. Și ultima întrebare pentru Cătălin. Neuroștiința fericirii. Tu ai expertiză în neuroleadership, în coaching pe inteligență socioemoțională. Neuroștiințele și studiile din psihologia pozitivă au demonstrat că fericirea este un factor determinant și un precursor al succesului. Cum ne setăm mintea pentru a accesa starea de bine? Sorin, cred eu, cu lucruri dintre cele mai mărunte, făcute, așa cum spuneau și Sabina și Andreea, făcute constant, consecvent. Nu subestima niciodată efectul compus al consecvenței. Pentru că picătura chinezească, nu o formă de tortură, o metodă de tortură de mii de ani. Prima picătură, a doua picătură, știți cum funcționa, da? Ras în cap, pus sub un jet de apă, dar nu, era de fapt picura apa acolo. Prima picătură, a doua picătură, a treia, nici nu se simt, nici nu contează. A 10.000-a picătură de apă îți sparge capul, te face să o iei din loc. Asta e consecvența și pe pozitiv și pe negativ. Un lucru pe care eu l-am înțeles mai bine de la doctorul Siegel, pe care l-apreciez enorm cu toate cărțile lui, am și eu într-adevăr preferata mea, asta este una dintre ele, mai este Mindsight, mărturisesc că mi-a schimbat foarte tare realitatea. Siegel vorbește și el despre ceea ce spun acum. Antropologia ca știință a constatat în repetate rânduri, după multe studii, că ceea ce a ajutat specia umană să supraviețuiască și să evolueze în măsura în care a tot făcut-o, în condițiile în care specii mult mai puternice au dispărut complet, ceea ce a ajutat-o în primul rând, nu doar ce a ajutat-o în primul rând, este cooperarea, nu competiția. Cooperarea, nu competiția, investiția socială de care vorbește și Aker. Adică noi punem ca societate a secolului 21, punem preț în primul rând pe competiție. Dacă ești cel mai bun, ești fericit. Ori asta psihologic te separă de oameni.
când tot timpul trebuie să demonstrezi ceva, tot timpul trebuie să fii mai bun decât toți, o să te izolezi. Nu o să vrei să-i mai ajuți pe ceilalți, nu să vrei să mai investești în ei, că dacă or să-ți ia locul. În timp ce cooperarea presupune că atunci când nu știu, Andreea, Sabina au nevoie, să le observ cu atenție, să zic, pot să vă ajut cu ceva? Pot să vă ajut? Nu știu dacă reușesc, spuneți-mi, pentru că dacă reușesc, o voi face. Dacă nu, stau pe bară. Însă atunci când, sau poate le zic nu, deocamdată nu, mă descurc, zice una dintre ele. Ok, știu unde mă găsești dacă ai nevoie de mine. E, asta mie personal îmi aduce foarte multă satisfacție, foarte multă împlinire. Doar să știu că pot fi lângă cineva, pentru că am observat că lucrurile astea se întorc. E principiul reciprocității din psihologia persoasiunii. Creierul uman, mintea de fapt, tinde să ofere așa cum primește. Dacă primesc într-un fel, ofer în același fel. Dacă devin mai conștient de mine, întrerup ciclul acela negativ, primesc negativ, ia să ofer eu și mai negativ ca să mă răzbun și zic stop joc, fac un pas în spate, trag aer în piept și zic ok, ce bine îi pot face eu acestui om sau cum îi pot răspunde mai bine acestui om care uite ce mi-a zis, uite ce mi-a făcut. Nu întotdeauna reușesc. Ce zicea și Sabina, adică e o utopie să fii tot timpul, mamă, ce pozitiv sunt în permanență, ce fericit sunt, eu n-am nicio problemă în viața mea. Ei, n-am nicio problemă în viața ta, în viața mea. Uită-te la mine că am niște probleme. Din păcate, eu le spun oamenilor, ca să facă o schimbare majoră în viețile lor, trebuie să se placeze într-una din două situații. Să fie, omul trebuie să fie ori foarte inspirat, ori foarte disperat. Din păcate, alegem mai des, mult mai des a doua variantă. Așteptăm disperarea, dar disperarea are un sens. Sensul acela de care vorbeau și ele. Sensul, eu lucrez foarte mult cu oamenii pe sens, pe poveste interioară. Ți se întâmplă ce ți se întâmplă. Dacă ar fi să găsești un lucru bun în toată această dramă pe care o trăiești, un lucru bun, unul singur, care ar fi el? Nu, Cătălin, că nu există. Cum să fiu, să mă simt bine când am fost părăsit, când am fost concediat, când mi s-a tăiat din salariu? Nu există. Când doamna de la magazin, uite, mi-a vorbit așa. Ce lucru bun poate exista aici? Ok, înțeleg. Sunt niște răspunsuri, niște convingeri care există și sunt în regulă. Uite, hai să le luăm, te rog, și le punem colo pe masă, peste cărțile alea, le iei înapoi când pleci de la mine. Deocamdată, hai să căutăm să vânăm un lucru bun exact așa cum le vânăm pe alea rele. Unul singur, dacă ar fi o competiție de viață și de moarte. Așa e. Dacă de răspunsul ăsta ar depinde foarte tare rezultatele tale imediate, care ar fi lucrul bun pe care îl găsești? Iată, e o întrebare, e un instrument extraordinar de schimbare a realității. Și atunci omul începe să se gândește, păi nu știu ce să zic. Acum, cu puțină vreme în urmă, lucram cu o doamnă tot așa și unul la unul era dărâmată în urma unei situații, unui context nefavorabil, foarte nefavorabil și nimic nu mai părea spre roz, totul era gri-negru. Și am zis ok, am zis, Ionela, te rog, hai să găsim 11 lucruri bune pentru care te poți fi recunoscătoare pentru ziua de azi. 11 lucruri simple sau mai puțin simple, mai complicate, mai complexe, pentru care te poți bucura. Era seară și ea a zis, 11? Acum cineva m-a mai întrebat, de ce 11? Nu știu, așa mi-a venit. 11, așa mi-a venit. Hai să găsim 11. A trecut ceva vreme. Sunt cam multe, mai taie din ele. Nu, le-am lăsat așa 11 și cred că vreo jumătate de oră a durat. După jumătate de oră avea o cu totul altă stare, o altă viziune. Pentru că te ridici și zici, băi, hai să construim, că de distrus, distrugem în fiecare zi. E suficient să dăm drumul la știrile serii și gata, să ne compromitem ziua dacă ziua n-a fost una foarte încărcată pozitiv. Prefer, eu personal prefer să îmi pun atenția, așa cum zicea și Sabina, e legea intenției și a atenției până la urmă. Unde se duce atenția ta, acolo se varsă energia ta. Acolo îți vei pierde sau investi energia. Întreabă-te de fiecare dată ce am de înțeles diferit de aici. Care ar fi sensul acela constructiv? Păi nu vezi că mi-au furat banii? Vă dau un exemplu simplu. Am fost acum 2 săptămâni, vreo 5 zile la Roma. Și niciodată nu mi s-a mai fost la Roma și în Italia de mai multe ori
De data asta, la fiecare restaurant în parte, la fiecare magazin, în magazine prețurile afișate în proporție 80% nu există, și voiam o apă plată, o apă la jumătate, cald, mamă, mamă. Și știam că apa plată, știam clar de la un magazin cu prețuri, de la mai multe magazine cu prețuri, costa 30-35 de cenți, de eurocenți. De fiecare dată când mergeam, intram, ziceam, cât e o apă? Un euro. Ok. Prima dată am zis, bă, o fi un euro, la ăștia e mai bună decât la ăilalți. Na, nu, mă, nu are rost să comentez, că am văzut că, de fapt, ăsta e un obicei, un euro. Le-am dat câte un euro. La un restaurant, ne aduceau, după ce mâncam, ne aduceau nota de plată și știam ce am comandat. Și scria acolo, deci pe nota de plată, tipărită, printată, 32 de euro, 14 euro, 8 euro, 21 de euro. Ce costă atât? Nu scria. Erau doar prețurile astea, adunat, făcut o sumă și cea mai scumpă masă pentru două persoane, 100 de euro. Am făcut un calcul simplu în minte, puseseră măcar 20 de euro peste. Puteam să zic, să zic, dar ce e asta? Eram îndreptățit să fac un așa lucru, nu era nimic greșit, conta foarte mult cum ziceam, dar știi ce am ales să fac? Hai să consider că am ars niște semințe negative, făcând treaba asta, lăsând lucrurile să se întâmple așa, este în regulă, bă, n-am, era, a fost ultima noastră masă acolo, ultimul prânz, după ce am plecat. Zic, băi, nu e o problemă, nu murim de foame, nu e ceva... Ok, cineva ar putea spune, bă, da, totuși 20 de euro. Probabil că undeva în viața mea și eu am păcălit pe cineva. Probabil că e o chestie care se întoarce acum la mine și poate se întoarce amplificat sau nu, dar hai să vedem ce pot simți eu mai bun în situația asta, fără să-i spun omului, fără să-i atrag deloc atenția, pentru că altfel se comportase cu noi exemplar, mâncarea fusese extraordinară și iubita mea tocmai ce spusese în timp ce mâncam, zice, mamă, deci aici oricât ar costa masa, prețul nu contează. Și a venit prețul, a venit nota de plată și am zis, mamă, ai avut dreptate, mă, ar trebui acum prețul să nu conteze. N-are nimic. Credeți-mă, dragilor, m-am simțit eu mândru de mine când plecând de acolo am zis, bă, mă simt bine în continuare. Bă, mă simt liniștit, nu-mi vine să mă întorc la ala, să-l iau de gură, să zic, știi, frate, ne-ai păcălit de ne-ai zăpăcit. Nu, m-am simțit bine și mi-am zis, wow, e un progres pentru mine. E încă o cărămidă pusă acolo în ceea ce privește fericirea mea personală, abilitatea aceea. Mulțumim foarte mult, Cătălin. Dragii noștri au fost alături de noi, Andreea Puiu, profesor, psiholog, Cătălin Stoica, coach, trainer, public speaker, profiler, Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ și pozitivist, și am vorbit despre cărțile Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Eckhart, și de asemenea Neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare, de Daniel Siegel. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, le mulțumim și prietenilor care ne urmăresc pe Facebook. Vă invităm la următorul eveniment, începând cu ora 14, aici la standul editurii Herald, vorbind despre cartea pomenită de Andreea mai devreme, cartea familiei care merită mai mult. Mulțumim mult, să aveți o zi frumoasă în continuare!